Reginul nu va avea un punct de sacrificare a meilor cu ocazia sărbătorilor pascale care bat la ușă. Din păcate, autoritățile locale nu dispun de o locație care ar putea îndeplini toate condițiile sanitar-veterinare pentru ca această operațiune să se desfășoare în condiții normale. Pe partea de reghin aveți solicitare din partea primăriei doar vânzare miei vii în piață, întrucât piața nu dispune de condiții sanitar-veterinare minime necesare sau, mă rog, nu și-au amenajat un punct de sacrificare miei conform legislației în vigoare. Soluția pentru omul de rând va fi eventual să-și cumpere un miel din piață și să-l ducă la domiciliu și să-l sacrifice acolo, în gospodăria proprie. Deci, din păcate, solicitarea primăriei Reghin a fost doar pentru vânzare miei vii și vă spun ce scrie în adresă, întrucât nu dispunem de condiții necesare sau, mă rog, nu dispunem de posibilități pentru amenajarea unui punct sacrificare miei. Chiar dacă nu va exista un astfel de punct de sacrificare, miei vom găsi în piața reghineană în preajma Sfintelor Sărbători de Paște. Însă fiecare persoană trebuie să consulte un medic veterinar pentru a se verifica dacă mielul tăiat se poate consuma. Pe de altă parte, avem 6 centre din acestea de sacrificare miei, în 4 în Târgu Mureș, 2, încă unul în Sighișoara și unul în comuna Acățar, localitatea Roteni. Sigur, bine ar fi fost ca toate primăriile, cel puțin la orașe și municipii, să amenajeze aceste puncte de sacrificare miei, pentru că atunci sacrificarea mieilor se desfășura în condiții civilizate, omul își cumpăra un miel, un animal viu, îl ducea dincolo într-un punct de sacrificare, sub control sanitar veterinar, carnea era marcată, ștampilată conform legislației în vigoare, omul își ducea acasă carcasa și nu avea niciun risc. În județul Mureș totuși există mai multe puncte în care un miel poate fi sacrificat. Pentru a fi sigur de calitatea cărnii, ea trebuie să fie elastică, iar în cazul în care este apăsată cu degetul, trebuie să revină la forma inițială. Un alt element de siguranță important este prezentat de suprafața și mirosul cărnii. Nu în ultimul rând, carnea de miel trebuie să fie însoțită de ștampila de control sanitar veterinar, dacă preferați să îl cumpărați din magazinele alimentare.